Bonjour, bonjour, dragilor, sau bună seara, depinde în ziua ce oră mă urmăriți, părul îmi stă super dubios că a crescut într-un mare hal, uitați-vă și voi, trebuie să-l tun neapărat că nu mai pot cu el, e prea cald afară, dar nu despre asta e vorba. În clipul de astăzi, eu și baby, cât îmi permite baby, voi încerca să povestesc cum a fost nașterea, cum au decurs toate lucrurile, acum după aproape o lună în care am avut timp să mă recuperez și o să vorbim într-un alt clip și despre treaba asta că încă mai am chestioare de rezolvat la capitolul recuperare, dar totuși am intrat oarecum într-o rutină și mă pot desfășura câtuși de puțin să filmez, să vă mai povestesc tot așa pe rețelele de socializare, mici clipulețe, dar când vine vorba de clipuri din astea mai mari pentru YouTube, ăsta e primul. Să sperăm că de acum putem să ne desfășurăm. Nu promit nimic, dar ăsta fiind primul, am zis, băi, trebuie să vă povestesc cum a fost nașterea. Ultima lună de sarcină, începem așa, a fost durere mare, adică oribil. Deci n-are rost să facem clip despre ultima lună de sarcină, că a fost oribil. Nu puteam să dorm, burta era mare, am avut contracții toată luna, fraților. Nu erau chiar așa să zici că mă plec la doctor din 3-3 ore, nu, erau suportabile, dar erau oribile, adică într-una să ai contracții, contracții de Braxton Hill. Bun, am avut contracții, nu știu ce, nu mai mâncam, ba aveam zile în care dormeam practic toată ziua, ba aveam zile în care nu dormeam nici noapte, nici zi, e așa a fost luna. Ca să concluzionăm, aveam data programată de naștere practic pe 2 și totul s-a desfășurat natural. Am avut prima naștere cu cezariană, știți, dar ori cezariană programată de medici pentru că venea podalic și lipsea lichid amniotic. Ei, de data asta totul a decurs normal, de la ecografii, de la analize și așa mai departe, și s-a zis că mergem pe naștere naturală, dar cum viața mea nu e normală și trebuie să fie complicații, evident că și cu nașterea asta am avut complicații și despre asta vorbim acum. Pe 2 iunie trebuia să nasc și mie chestia asta cu nașterea mi-a început într-o vineri, vineri care, dacă nu mă înșel, stați așa să vă spun, vineri 26 mai. Am avut niște contracții oribile în dimineața de vineri, am chiar chemat pe Ștefan acasă, gata, plecăm la doctor, nu știu ce, dar m-au lăsat, bă, la 12 m-au lăsat și zic, ok, asta e viața. Am dus așa treaba până luni, cu mici dureri, mici deranjamente, insomnii, ba somnii, ba prea mult somn, prea puțin somn. Tot weekendul a fost așa. Chiar am fost și la mare weekendul, la țin minte, și am făcut baie, dacă nu mă înșel, sâmbăta, duminica. Și luni, țin minte și acum, am trezit de dimineață cu scopul meu existențial în viață să spăl un covor. Și Ștefan, evident, n-ai cum să speli covor, tu ești aici pe punctul de a naște un copil. Nimic, frate, am luat covorul, l-am scos afară, am început să dau furtunul pe el, săracul om a venit să mă ajute, că dacă nebuna e crizată, dă-i pace. Așa că am spălat împreună cu Ștefan un covor. La partea grea, evident că a lucrat el, dar l-a periat eu. Deci n-ai avut cu cine, dimineața eram imposibilă, insuportabilă. După ce am spălat covorul, evident, am mâncat și m-am urcat. Și am dormit până, nu știu, seara, pe la 5, ceva de genul. M-am trezit, am stat puțin cu Alexuța și după aia tot așa m-am băgat în cameră pe la ora 11. Vorbim despre luni 30 mai. M-am băgat în pat și stăteam pe telefon, mă uitam pe TikTok. Pe la 12 și un sfert fix, deja trecem pe 31, 12 și un sfert fix, mi s-a rupt apa. Bă, dar nu știu cum să vezi ce e în filme așa, e minciună. Pur și simplu am simțit că iese din mine un izvor și am strigat la Ștefan. Ștefan! Ștefan era în camera Alexei și a venit repede. Ce s-a întâmplat? Nu știu ce. Și mi s-a rupt apa. Liniște, calmitate, nu aveam contracții, nu nimic. Pur și simplu mi s-a rupt apa și a curs de mine, fraților, la propriu vorbind acum fără ocolișuri, până am născut. Deci apa nu s-a oprit să curgă, nu știu, în filme, cu prima sarcină nu mi s-a rupt apa și de asta vă povestesc asta. În filme se vede că se rupe apa, curge acolo ca o pungă ruptă și se termină. Nu, la mine până când a ieșit baby a curs. Așa că da, am mers, mi-am pus o compresă din asta mare, am mers la baie, mi-am făcut duș, mi-am luat hăinuțele, am pregătit hăinuțele Alexei,
Am pregătit-o pe ea, am dus-o, ne-am luat niște prieteni. O oră mai târziu ajungem la spital. Ajungem la spital, mă pune la monitoare unde am stat în jur la o oră jumătate. Începusem să am ceva contracții, ajunsesem cu dilatare 2 după prima inspecție. Și m-au pus la monitoare. Deci stai o oră la monitoare să vedem cum decurge situația. După o oră la monitoare vine doctora și îmi spune că-s dilatată 2 decât. Și ce vreau să fac? Să duc travaliul până la 6 în spital sau acasă? Asta avem alternativă, 6 după amiaza, eu ducându-mă la spital la 1 și un sfert, cam așa. Am zis că mai bine acasă, că e mai liniște, pot să dorm, să mă liniștesc și toate cele, așa că pe propria răspundere am venit acasă. Mi s-a spus ce trebuie să fac, în ce cazuri trebuie să mă duc la urgență și am stat așa toată dimineața. Au început contracții puțin mai tari pe la 12 și toată dimineața am dormit-o, pentru că noaptea ajungând acasă pe la 3 și ceva de la spital, cum să vă spun, nu prea am dormit. Dormeam, mă trezeam. Ca și stare de spirit eram foarte agitată, foarte emoționată, nu știam ce se întâmplă cu mine, spre diferență de prima dată, pentru că era totul nou. Prima dată m-am dus ca și cum mă duc și mi-au copilul de undeva, știi, că mă operau și era cu totul altceva. Ei, de data asta știam că trebuie să lucrez eu la treaba asta, să scot copilul și toate cele. Și pot să spun că am fost puțin mai speriată, mai nerăbdătoare și oricum de-abia așteptam să iasă, că nu mai puteam cu viața mea după cum v-am povestit. Așa că am stat, am spus, până la 12:30, până la 12:30 am vrut Șefan să pună, să-și facă să mănânce, că s-ar putea să plecăm, că deja aveam contracții mai mari. Și țin minte și acum că la 1:30 după amiaza am plecat la urgență din nou, pentru că văzusem acolo ceva sânge și am zis că asta nu e bine, plus că aveam febră. Începusem să am febră undeva la 37,5-38, am ajuns la spital, aveam febriculită, dacă nu mă înșel, să zicem așa, aveam 38 cu ceva și bineînțeles că m-au băgat la urgență acolo, mi-au băgat antibiotic. Și cât despre baby, totul era normal, adică nu dilatasem deloc, aveam 2,5, decât gândiți-vă, de la 2 dimineața până la 1. Aproape 2, nu, la 2 am ajuns la spital, la 2 după amiaza, deci eu nu dilatasem nimic, 5 mm. Așa că m-au băgat iarăși la monitoare, am stat la monitoare iarăși o oră, mi-au băgat antibiotic, era necesar și am început să am contracții zdramâne, dureroase, adică nu ce am avut eu până atunci, am început să am contracții dureroase, cum am ajuns la spital. Chiar în mașină aveam oribile, erau oribile, deci oribile, nu știu cum să vă explic, ce durere să vă explic, că nu există durere asemănătoare pe care am trăit-o eu personal, asemănătoare cu contracțiile, nu. Am început să am contracții dureroase, cât am stat la monitoare, mă chinuiam acolo, a venit o altă fată care tot așa venise la monitoare și să uita la mine, săraca, că ea nu era de naștere, dar eu eram, mă strâmbam un fel și chip acolo, să uita cu o milă la mine, dar... În momentele alea, pur și simplu, nu prea te interesează ce crede lumea despre tine. Trebuie să, în momentele alea, simți că vrei să treci repede durerea aia, că între contracție și contracție ai un moment de răgaz și nu le simți, adică nu simți durere între contracție și contracție, știi? Și vrei să treacă repede momentul ăla, eu știu că durează un minut jumătate, să treacă, știi? Așa că, da, apropo, pe Alexuța am lăsat-o la niște prieteni și pe tot perioada asta Ștefan a fost cu mine. Bun, pe la ora 3:30 au spus că trebuie să intrăm în sala de naștere și trebuie să provocăm nașterea, pentru că nu dilatasem deloc și bebelușul avea urcări și coborări de bătăi de inimă foarte dubioase. Când aveam contracții, nu-i convenea deloc și bătăile inimii urcau foarte mult, uneori prea mult, și au spus ok, intrăm pe oxitocină și intrăm în sala de naștere. Așa că am intrat pe la vreo 4 după amiază, am intrat în sala de naștere unde am fost singură și încă aveam alternative, să nasc în apă, să nasc agățată de o sfoară, să nasc pe scaunul de nașteri, să-mi pună epiduralul, să nasc cu epiduralul, cum vreau eu. Deci totul a fost la alegerea mea.
am răbdat contracțiile până pe la 6 după amiaza. 6 după amiaza a venit ginecologa, m-a consultat și nu dilatasem deloc. Cu tot cu oxitocină. Durerea, din câte am citit, că cu oxitocina asta ar fi mai rău, mai dureros, știi, decât dacă ai avea contracții normale, dar problema era că baby suferea și trebuia să accelerăm oarecum nașterea. Deci nu dilatam, fraților, nu dilatam deloc și mi-au spus că mărim doza de oxitocină și când au mărit-o, oh my god, ce dureri, Dumnezeule, am simțit că mor și pur și simplu nu mai suportam, nu mai aveam glas și am spus... Ajunsesem undeva la 3 dilatații, dar durerile se simțeau ca la 10, aș putea spun, mai rău. Pur și simplu simțeam că mă rup acolo și era una după alta, una după alta. Când a venit asistenta să-mi pună doza următoare de oxitocină în plus, i-am spus că să cheme anestezistul, că vreau epidurala, deci nu o să pune problemă, nu mai pot. Adică nu puteam, nu mai aveam energie, eram nedormită și nemâncată de vreo zi jumătate. Gata, vreau epiduralul. Știam cum e cu epiduralul, că am făcut epidural, bine, un fel, ceva asemănător și la nașterea prin cezareană. Știam cum este înțepătura de acolo, știam ce trebuie să fac și așa mai departe. Și nu mi-a fost frică de epidural, nici acum nu mi-este frică. Și a venit anestezista cam în jumătate de oră și undeva pe la 7:30 mi-au pus epiduralul. Prima oară mi-au anesteziat zona, mi-a intrat o contracție, au așteptat să-mi treacă contracția, că am spus vine contracție, era una din cele mai dureroase. Am așteptat în poziția aia, după care mi-au făcut epiduralul și, fraților, cam la jumătate de oră după ce mi-au făcut epiduralul, am reușit să dorm. Deci am dormit de pe la vreo 8 până pe la 10 seara, cam așa, am reușit să dorm între ieșit și intrat de asistente, dar am reușit să dorm, m-am trezit în timpul ăsta și să știți că nu am mâncat și cam 2 ore după epidural nici n-am băut apă, că au spus că nu e ok să beau apă după epidural, așa că vreo 2 ore nu am băut apă, mai apoi când m-am trezit pe la 10, vine asistenta să verifice ce se întâmplă cu dilatarea, dilatare, nimic, aceeași dilatare, 2:5, deja intraseră oarecum în panică, deja se punea problema că trebuie să facem cezariană, că situația nu avansează și nu putem continua așa pentru că bebele tot suferea și în timpul ăsta am uitat să menționez că veneau și făceau un fel de înțepătură în cap lui baby, ca înțepăturile de degete, luat sânge, de exemplu, pentru diabetici. Nu sunt dureroase, nu au afectat cu nimic copilul, dar trebuia să iau o analiză de sânge, veneau cam la o oră, o oră jumătate și făceau analiza asta ca să vadă dacă el este ok, căci cu chestia aia, cu centura de monitor, nu era de ajuns, vedeau doar că lui se urcau bătăile inimii când aveam eu o contracție și atât, așa că au trebuit să recurgă și la treaba asta să ia analize, avea numai înțepături aici în cap, se vedeau puncte roșii, nu înțepături, puncte roșii foarte mici când a doua zi când l-am văzut, că l-am căutat să văd dacă e totul ok. Așa că am făcut și treaba asta, nu știu cum se numește procedura asta, îmi pare rău, dacă știți voi puteți să lăsați în comentarii. Și cam așa s-a decurs situația, undeva pe la 12, am mai reușit să mai dorm o oră, cam așa. Undeva pe la 12 vine asistenta, controlează treaba pe acolo pe jos, nu am avut dureri, trebuie să recunosc că nu aveam dureri, cu epidurala nu am avut dureri. Cred că când au fost cele mai puternice pe ultima sută de metri, să spun așa, atunci le-am simțit contracțiile, dar până am dilatat până la 10 nu am avut dureri. Pur și simplu râdeam, dar nu mă puteam mișca. Nu mă puteam mișca din pat pentru că picioarele le aveam blege, amorțite. Revin la asistent, a venit asistenta undeva pe la 12, cam așa, m-a consultat ea pe acolo, cheamă medicul. Și îmi spune că ești dilatată de 5 cm, continuăm cu procedurile astea, că vedem că situația avansează, încă nu m-a băgat la cezariană. Pe la 1:30 vin și îmi spun că sunt de 10 cm. Yes! A zice, stăm o oră să vedem cum decurge situația și după aia începem să împingem. Atunci, în ora aia, am simțit contracții ușor dureroase
Și mai apoi au venit, a venit asistentul care m-a asistat la naștere, moașa, era un bărbat. Un bărbat așa simpatic și drăguț, adică nu are nicio treabă cu el. Și trei ginecologe, dacă nu mă înșel, au fost cu mine noaptea aia. Am început să-mi ping, simțeam când trebuie să-mi vină contracțiile, adică micșoraseră doza de anestezie și simțeam când intră contracția și când trebuie să împing. Nu m-a durut până aproape de ieșire, când a fost acolo pe punctul de ieșire, atunci m-a durut, am întârziat să nasc, fraților, o oră jumătate. Bun, să revenim. Pe ultima sută de metri toată situația s-a complicat, au pregătit sala de cezariană, au pregătit masa cu tăietorul și cu ventuza, pentru că se punea problema și de asta, și am spus, nu mă tăiați, acolo jos nu mă tăiați, atât am cer de la viață să nu mă tai. Depinde de tine. Problema era că eu când împingeam, când aveam contracție, ăsta mic se trăgea înapoi. Deci nu-i plăcea deloc contracția, nu-i plăcea, el nu vrea să iasă. Practic, dar întâmplarea a fost că treia să iasă. Deja trecusem de pe 31 pe 1. Deja era 1 iunie, se întâmplă situația pe 1 iunie. Asta este. Fără niciun fel de problemă. Asta vreau să spusem, pregătiserea acolo, aveam o armată de medici în jurul meu. Și eu împingeam acolo, v-am spus, o oră jumătate am împins cu dilatație 10 și aveam pregătit și sala de cezariană pentru că se punea problema, pentru că ăsta mică nu mai rezista. Și aveam pregătit și cuțitașul de tăiat acolo jos și ventuza, așa că am dat tot ce am avut eu în mine ca să reușesc situația și în jumătate de oră, ca asta s-a întâmplat pe la 3, au pregătit ei toate astea și a spus, așteptăm jumătate de oră, dacă reușim în jumătate de oră, totul perfect, mergem înainte. E bine, normal că Elena când își pune în cap ceva reușește. Și la și jumate deja se vedea capul, la și jumate mi-au adus o oglindă la 3 jumătate și pur și simplu cu oglinda vedeam ce se întâmplă acolo jos. I-am pus mâna în căpuț înainte să iasă pe toată perioada asta. Ștefan a stat cu mine, fără el n-aș fi putut, evident. Și când, după ce am pus mâna în cap așa, la 10 minute am simțit că iese, pur și simplu, și am spus, iese acum. Și a zis, acum împinge, pur și simplu când am împins, în momentele alea nu mai durea, până în momentul ăla simțeam o durere și o presiune, pur și simplu simțeam că cineva îmi trage așa de oase, nu știu cum să vă explic presiunea aia, cu tot cu epidurală. Gândiți-vă, dacă nu aș fi avut epidurală, cred că acolo... Eu recunosc, acolo aș fi crăpat, dar da, a ieșit bineînțeles și eu l-am luat, pur și simplu când ele l-au ținut și eu l-am luat așa de brațe, de sub braț de aici și eu l-am scos pur și simplu și l-am adus pe mine. Și cum l-am pus pe mine, a ridicat capul așa, s-a uitat către Ștefan și i-a zâmbit. Deci așa ceva mai rar să vezi, deci trebuie să vă povestesc treaba asta pentru că și asistentele și doctorițele, toată lumea s-a mirat de treaba asta. Pur și simplu și-a îndreptat capul, s-a uitat către Ștefan și a zâmbit. Și îl vedeți, e clona lui. Lumea spune că seamănă cu mine, dar eu înțeleg cum stă situația. Andy s-a născut la 3,40, a avut 3,720 kg. Eu când l-am văzut și l-am pus pe mine, ziceam lui Ștefan, e mai mic Alexa, e pricăjit. Dar neavând bebeluși așa mici în prezența noastră de foarte mult timp, am uitat cum e, știi? Și îl vedeam micuț, pricăjit, mic, știi? Și când ne-a zis câte kilograme are, am rămas și noi așa, ok, e mare. Era bufolat, era grăsut la față. Am stat... cordonul umbilical la tăia Ștefan, am stat o oră singuri în sala de naștere ca să ne bucurăm de plin. M-am rupt eu singură când, acolo jos mă refer, când a ieșit baby, am avut două cusături pe partea asta sus, care s-au vindecat totul bine și ok, nu am fost ruptă în jos, nu am fost tăiată, nu nimic, slavă Domnului că de asta mi-era frică. Repet, am stat acolo singur, ne-au lăsat după naștere, după ce m-au cusut, după ce au curățat tot pe acolo, ne-au lăsat pe noi și pe baby singure ca să ne bucurăm de moment.
Repet, cordon ombilical a tăiat Ștef și totul a fost foarte prietenos. Adică a fost o naștere foarte umanizată, să spun așa, și o naștere de care să-ți aduci aminte. Adică e cu totul diferit față de cezarean, deși și la cezarean am avut contactul ăla imediat piele cu piele. Nu e același lucru, știi? Și problema, cât spun dinainte, o să uiți durerile. Băi, frate, chiar se uită. Deci eu încerc să-mi amintesc cum mă durea toate în momentele alea și eu nu mai mi-aduc aminte durerea aia. Deci se uită. Dar nu uiți cât a durut. Deci nu uiți cât a durut, dar nu mai n-ai senzația aia. Știi că te doare măseaua? Știi cum te doare măseaua? Adică ți-aduce aminte, dar durerile de naștere nu. Eu personal nu mi le aduc aminte. Ăsta micul râd de aici, adică așa ceva. Astea fiind spuse, cam așa a fost nașterea. După ce am stat o oră acolo singuri, au venit și ne-au transferat la salon, unde am stat 2 zile protocolul, cam așa e, 2 zile, 48 de ore pentru bebeluș, pentru sănătatea lui trebuie să stai în spital, chiar dacă naști natural. Ca să fie totul bine, i-am făcut niște teste pentru că eu am avut febriculită și am fost sub tratament de antibiotic toată nașterea, că am mai avut febră pe parcursul nașterii, că asta n-am precizat-o și mă lua cu un tremurat de nu știau cum să mă calmeze medicii, îmi băga un ven acolo antibiotic și doar așa îmi scădea temperatura și mă calmam eu din tremuratul ăla compulsiv. Din acest motiv i-au făcut ceva analize de sângelui baby, lui a ieșit totul corect, iar la ieșirea mea din spital și mie mi-a ieșit totul absolut ok. Ștefan a ieșit cu o răceală monumentală, dar despre asta vorbim altă dată. Am stat în salon, totul a fost ok. Ce m-a surprins cel mai mult este că eu a doua zi, adică am născut la 3:40 în salon, ne-a trimis la 5, eu la 8 umblam prin salon. Deci nu-mi venea să cred, eu la 8 dimineața m-am dat jos din pat și umblam prin salon. Am stat o zi jumate în pat după cezarean, deci pentru mine era miracol. Wow, nu mă doare nimic. Era o ușoară molestie acolo jos, adică, na, te doare, dar poți să mergi. Eu eram șocată, încă nu-mi venea să cred. Îmi luam pe ăsta micul din pătuț de la el, în picioare fiind, ceea ce eu n-am putut să fac treaba asta cu Alexa nici acasă, adică cam la o lună așa o puteam să o iau eu din pătuț, nu puteam să-i o schimb, nu puteam să-i fac baie, mă durea operația groaznică. Ei, de data asta, v-am spus, după câteva ore, după 3 ore jumate, eu îmi luam copilul în brațe și umblam prin salon cu el fără niciun fel de problemă. Alăptat este, din prima, cum a ieșit, l-am ținut așa, l-am văzut la nu știu ce și l-am pus la sân. Deci la mine asta a fost lege, direct la sân. A stat cu cordonul ombilical mai mult de jumătate de ore până să îl taie, până a ieșit placenta, până m-a cusut pe mine și toate cele, el a stat cu cordonul netăiat, deci și-a luat tot ce trebuia, a luat din cordonul ombilical, mai apoi s-a tăiat de tatălui, repet, și ce-ar mai fi de menționat? Bă, cam atât, cam asta este situația cu nașterea. A fost o naștere, nu pot să spun naturală, o naștere vaginală, pentru că naturală e când nu ai nicio anestezie. Eu am avut anestezie și am avut și ceva complicații, dar totul a ieșit corect, corespunzător până la urmă. Am ieșit din spital cu baby cu 3,450 kg, ceva de genul, a slăbit foarte mult. Pentru că e un căcios și până mi-a venit mie laptele cum trebuie, popular zis așa, au durat vreo 2 zile și de atunci, după 2 zile cam așa, a început să se îngrașe. Acum poartă hăinuțe de 3 luni și el nu are nicio lună. Oh my god. Baby mi-a plâns în spital. Ultima noapte de stat în spital i-am zis lui Ștefan să duc acasă să stea cu fata, pentru că și fata vrea să stea cu noi. Imediat vorbim și despre întâlnirea între ei doi. Și am zis, du-te acasă, n-are rost să stai cu mine, că eu eram deja ca la mine acasă, deci nu aveam treabă. Și dacă aveam nevoie de ajutor, erau asistentele oricum. Și noaptea aia, Dumnezeule, a plâns sărăcuțul toată noaptea. Îi era foame, dar am refuzat să-i se dea lapte praf sau alte chestii, că nu. Și am stat cu țâțuca toată noaptea cât am putut eu și i-a fost bine. Nu pot să spun că i-a fost rău sau alte chestii, dar a mers înainte pe lapte matern cât cel mai bun.
Întâlnirea între ei doi a fost joi, chiar când ziua în care am născut, joi am născut sau miercuri, nu mai țin minte, pântâi când s-a născut el, că acum am aici niște dă cu eroare, știi? A venit Alex, a dus-o după amiază la 5 pe Alexuța și l-a văzut chiar din prima, în prima zi, s-a emoționat foarte mult, a plâns, l-a ținut în brațe, s-a jucat cu el, îi făcea așa la obrăjor, că era un grăsuț. Și este încă. Și a venit și a doua zi Alexa, a doua zi a stat mai mult cu noi, a stat toată după amiaza cu noi, în prima zi n-a stat prea mult, a stat cam jumătate de oră, că era pe turn, pe zi, era o asistentă mai arțăgoasă așa și nu-i convenea că a venit Alexa acolo, dar a doua zi a stat mai mult, că era o asistentă pe care noi o cunoșteam. Și a zis să stea Alexa cât îi trebuie și a stat toată după amiaza cu noi, de pe la vreo 5, cam așa, până seara la 8 jumate, când s-a dus cu Ștefan acasă și foarte ok, ne-am adaptat ok, numai că prima săptămână a fost dubioasă, trebuia să ne obișnuim că avem un omuleț în casă care mai și plânge nopțile și câteodată nici nu le doarme. Prima săptămână a fost mai greuță, dar ușor, ușor am intrat în ritm și în procesul de adaptare cu baby. Acum suntem mai ok toți. Alexa nu prea... Ce faci, mamă? Tragi un părț? Alexa nu prea are treabă nopțile când el plânge, că nu-l aude. Dar noi, da, facem cu rândul. Când eu, când el, dar mai mult eu, că alăptându-l, vă dați seama că eu trebuie să fiu acolo atot prezentă la fiecare 2 ore. Și cam asta despre naștere, poate despre recuperare și tot procesul ăsta de vindecare, de acomodare și de o nouă rutină. Vorbim într-un alt clip, dacă vă interesează subiectul, cum ne-am adaptat noi cu bebelușul și ce am făcut, de exemplu, cu alăptatul noaptea, cum este și așa mai departe. Deci dacă vă interesează subiectul de recuperare de mămică, îmi spuneți și cu mare drag eu voi face un nou clip. Cât despre naștere, cam asta a fost experiența mea cu nașterea, o experiență foarte, foarte frumoasă, v-am spus, care rămâne în amintirea noastră. Totul a fost foarte umanizat, foarte uman, chiar dacă a fost într-un spital și, apropo, am născut la un spital de stat. Așadar, am născut la public, a fost o naștere lungă, dar care în final a rezultat, uitați-vă și voi. Și nu știu cum să face, că exact când trebuie să termin eu clipul, se trezește și el. Ia să vedem. Ia să vedem. Hai să vedeți ce copilaș am născut eu. Uitați-vă și voi. La o lună, cât este de mare. Andy, le spunem papa, mama? Le spunem papa? Stați să dau părul la o parte. Le spunem papa. Dragilor, cam până aici clipul de astăzi. Asta a fost experiența mea cu nașterea. De-abia aștept să vă citesc și pe voi în comentarii, să-mi spuneți cum a fost în cazul vostru, ce experiențe aveți, dacă bune, rele, tot mă interesează, pentru că îmi plac foarte mult genul ăsta de povești. Până una alta, dormim cu gura căscată. Vă pupăcesc extrem și ne vedem în următorul video. V-am pupat! Pa, pa!